Nu mai o știa, probabil, ce e sufletul. Da, domn director, bună dimineața. Bună dimineața. Nu, domn director, că a vorbit tântica ieri cu nevasta. Și atât ce a spus că a chemat salvarea de două ori, ceea ce nu ne vine să am fine. Nu știm care a fost, dacă a chemat sau nu, și că l-a găsit mort. A trimis-o să ia pâine și i-a zis că să iei azi lui o bere și când a venit înapoi, zice că l-a găsit cu spume la gură. Atâta. Da, salvarea nu. Și atunci a chemat salvarea. Da. A venit procuratura, a venit poliția, a venit și l-a luat la morgă, pentru că e moarte suspectă. Și bănuiesc acum, bănuiesc că e la morgă, până eu fac autopsia să vadă de ce a murit și de ce e moarte suspectă, totuși nu se știe de ce, în ce cauză, că era băiat tânăr. Da. Câte m-a zis asta, nevasta asta, că ar fi făcut atac cerebral. Termina pe aici cei de după aia să trec pe la dumneavoastră. Am înțeles, da. Am înțeles. Da, domn director, da. Bine, să trăiți. Cum poți să spui de director că are isterica? Cum?